Am ținut să mulțumesc celor care lucrează în Serviciul Român de Informații și care, prin profesionalismul lor, fac România mai sigură într-o perioadă cu multe probleme și riscuri. Cred că cea mai bună recunoaștere a activității serviciului este însă gradul de încredere de care se bucură din partea cetățenilor României. Pentru 2015 am dorit să subliniez câteva aspecte. În primul rând, România este o țară sigură, scutită de incidente de securitate și terorism. Am mulțumit celor care lucrează în SRI pentru că au asigurat securitatea cetățenilor României. În al doilea rând, SRI a contribuit esențial la lupta împotriva corupției, care rămâne unul din cele mai sensibile subiecte relevant deopotrivă pentru instituții, dar și pentru opinia publică.